Renault susține că a testat o rachetă hipersonică. Ar fi a doua oară când lansează un astfel de proiectil sofisticat. Testul ar fi avut loc ieri și a fost anunțat în această dimineață de autoritățile de la Phenian. Conform planului, racheta a lovit o țintă situată la 600 de kilometri distanță. Cum era de așteptat, testul nord-coreenilor a fost criticat de Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud. Spre deosebire de cele balistice, rachetele hipersonice zboară către țintă la mică altitudine și pot depăși de 5 ori viteza sunetului.